Da, bun, am revenit în direct. Colegul meu se joacă cu nervii mei și cred că și cu ai dumneavoastră. Fine, a fost o mică problemă tehnică, dar în sfârșit suntem în direct. Vă spuneam că suntem ziua de marți, 2 iulie, și avem principalele subiecte pășcălene pregătite în laptop, ceea ce este important. Ziare scrise la Pașcani nu mai sunt de mult, așa că ne axăm pe ceea ce avem și anume presă electronică. Bun. Sunt o serie de subiecte pe care nu am apucat să le dezbat ieri, nu pentru că nu aș fi vrut, ci pentru că timpul nu a permis lucrul acesta. Palatul Cantacuzino a fost vândut în sfârșit. Și primăria l-a achiziționat, moștenitorii și-au deschis conturi la Pașcani pentru a încasa prima rată. 180.000 de euro, atât clădirea cât și terenul aferent de acolo. Acești bani urmând să fie plătiți în 3 rate pe parcursul acestui an. Trebuie să știți că acești bani sunt împărțiți la două persoane și nu la una, deci practic toți banii aceștia vor merge în două locații, să zic așa, sau la două persoane. Anunțul a fost făcut referitor la vânzarea acestui palat de către primarul municipiului, care a venit la o conferință de presă după ultima ședință de Consiliul Local și, mă rog, acolo s-au dezbătut mai multe lucruri. Da, în aceeași conferință de presă, primarul Pășcănean a mai spus că prețul rezultat în urma expertizei tehnice ar fi de aproape 340.000 de euro, dar s-a ajuns la 180.000 de euro în urma negocierilor. Clădirea urma să intre în renovare de anul viitor, dacă vor fi găsite resursele financiare de la guvern și de la bugetul local. Sperăm să se găsească acești bani și chiar nu numai eu sau noi cei din presă ne dorim lucrul acesta, dar și mulți alți oameni din Pașcani vor să vadă acolo ceva frumos la clădirea aceasta și pe terenul aferent acestei clădiri, că tot vorbeam de clădirea cu pricina. Găsisem o știre, dacă reușesc să o găsesc din prima, da. S-au apucat să lucreze la parcul municipal, după cum bine știți, și au început să pună pavele în zona respectivă. Au făcut și o serie de scări acolo și arată destul de interesant acum zona, dacă e să mă întrebați pe mine. Bine, se poate și mai bine decât atât, dar pentru moment este destul de bine așa. Mă rog, unii spun că zona putea să arate și mai bine, bineînțeles, vor fi tot timpul păreri împărțite, dar, sincer, eu personal sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat acolo și ce se întâmplă acolo. Avem și programul complet al zilelor municipiului Pașcani, s-a stabilit atât de bine încât ieri am aflat că se mai întâmplă ceva în cadrul zilelor municipiului Pașcani și anume vor fi premiați sportivii pășcăneni în cadrul galei sportului pășcănean. Un lucru bun, se anunțase în prima fază că nu va mai avea loc această gală. Iată că în cele din urmă s-au hotărât cei din administrația publică și au plasat cumva sarcină, sau au trasat, dacă vreți, sarcină celor de la CSM să se ocupe de treaba aceasta și anume să premieze tinerii sportivi, cei care au participat anul acesta la competițiile atât școlare cât și de la nivelul cluburilor, să spunem așa, și tinerii care sunt legitimați la anumite cluburi. Deși de multe ori aceste două lucruri coincid, adică cei care participă la olimpiadele școlare sunt și tineri înscriși la diferite cluburi, dar asta contează mai puțin. Important este că au venit performanțe anul acesta pentru municipiul nostru, că vorbim de rugby, că vorbim de atletism sau că vorbim de sporturi de contact, cum este clubul Long Ho din Pașcani, care din nou a adus o serie de medalii importante pentru municipiul nostru. Da. Or, colegul meu mă întreabă unde este fotbalul. Păi fotbalul e la stadion, Radule, unde să fie fotbal? E spre ieșire din oraș, încolo. Când te duci spre Găștești, faci dreapta și te duci la stadion. Acolo e fotbalul.
Dacă vrei să vorbești de performanță la fotbal, las-o așa, nu te mai obosi, că nu are sens să ajungem undeva unde nu are sens. Da, vă mai spun și despre faptul că avem un campion anul acesta la kickboxing, nu știu dacă va fi premiat în cadrul acestei gale, vorba de Mădălin Chiper, tânărul cu pricina a reușit să mai fie și campion pe la K1, acum mai nou este campion la kickboxing, lucru cât se poate de bun din punctul meu de vedere. Da. Vă spuneam despre cei de la Longhou, au luat 9 medalii numai anul acesta, până în momentul de față, și dacă e tot să vorbim de fotbal, pentru că tot mă întreba colegul meu, performanța a făcut-o juniori anul acesta, unde au reușit să ajungă la faza zonală a campionatului național de juniori A1, dedicat tinerilor, nu mai știu anul născuți, parcă 94-96, ceva de genul ăsta, era dedicat lor. Bine, bun, că tot discutam despre sport, diseară vă aștept la ora de sport, începând cu 19:30, este ultima ediție din acest sezon, din primul sezon al emisiunii, să zicem așa. Îl încheiem cu karting și cu ciclism. O să încerc cumva să le împart sau, mă rog, să vorbim în cadrul emisiunii și despre ciclism, măcar 10 minute, în sfert de oră să dedicăm acestui sport. A început Turul Franței, cel mai mare tur ciclist de pe pământ, aș spune eu, din toată lumea. Și a început și Turul României. Bine, coincid cele două, dar ca valoare sunt exact opuse. Pentru că Turul Franței este cel mai important, iar Turul României este unul dintre cele mai... Hai să nu spunem că este cel mai puțin important. Poate Turul Burkinei Faso este mai puțin important decât Turul României, dar ca valoare a sportivilor ce participă la acest tur și ca organizare, să zicem că ne aflăm cam în aceeași zonă. Va veni domnul Gabriel Ciopraga diseară și vom discuta cu el mai multe aspecte, atât legate despre karting, cât și despre alte lucruri ale sportului pășcărean. Aceasta, vă spuneam, ultima ediție a Orei de Sport din acest sezon, după care vom reveni în toamnă cu emisiunea. S-au încheiat mai toate competițiile și o emisiune de sport în momentul acesta chiar nu-și mai are rostul. O spun sincer, pentru că ar trebui să ajungem și noi ca cei de la televiziunile mari de sport din România, care vorbesc despre monden la emisiunile de sport, decât să vorbească despre ceea ce contează cu adevărat. Și de asta nu am vrea niciodată să ajungem în penibilul ăsta și preferăm să punem pauză o perioadă emisiunii. Bun, în regulă. Trecem mai departe și iată, vă spuneam și despre turul sau traseul Turului României. O să vorbim după publicitate, mi se face semn că nu mai am timp sub nicio formă. Așa că luăm pauza cu pricina și venim după cu alte subiecte pășcănene, județene și naționale, cât va permite și timpul. Rămâneți cu noi! Școala post-liceală FEC, o alternativă mai bună pentru tine. Specializări multiple, avantaje unice, pentru un viitor așa cum vrei tu. Școala post-liceală FEC, acreditată de Ministerul Educației și Cercetării, prin ordinul numărul 3924, din 5 mai 2008. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașani, unitate de învățământ acreditată de Ministerul Educației Naționale. Avantaje: cadre didactice, medici, farmaciști, asistenți medicali, maestri, instructori de prestigiu, diplomă europeană recunoscută în țară și în străinătate, sală de demonstrații nursing dotată corespunzător standardelor și cerințelor comunității europene, reducerea taxei de școlarizare cu până la 10% pentru plata integrală a taxei de școlarizare, 10% pentru recomandarea altor colegi să se înscrie la cursurile școlii post-liceale sanitare și 5% pentru elevii care aparțin aceleași familii. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani mai organizează cursuri de formare profesională și calificare a adulților pentru lucrători în comerț, ospătar sau vânzător în unitățile de alimentație, dulgher, tâmplar sau parchetar,
precum și pentru operator, introducere, validare și preluare date. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani, 16 ani de activitate. Peste 400 de absolvenți lucrează acum în domeniul sanitar. Te căsătorești sau vrei să organizezi o petrecere privată și nu știi unde? Restaurant Grand Castel este locația ideală. Oferă servicii de calitate, de la un decor de poveste până la o masă festivă fără reproșuri. Restaurantul are o sală cu o capacitate de peste 200 de locuri, terasă și bar. Grand Castel, pe noua rută Pașcani-Iași, lângă Sera Blăgești. O atmosferă de vis pentru clipe de neuitat. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Întors la Pixel. Vă spuneam despre turul ciclist al României, a ajuns la etapa, sau la etapa, mă rog, la ediția cu numărul 50. Traseul este unul destul de interesant, au făcut o treabă faină organizatorii. Vă spuneam că este un tur slab, valoric, dar au făcut un traseu frumos din câte am observat eu și o să vi-l și prezint. Pe 30 iunie a început deja turul cu un contratimp pe echipe între Otomani și Marghita. A trecut turul și pe la Pașcani. Radule a trecut, cred că acum un an sau doi au venit și pe la noi. Bineînțeles că n-a ieșit nimeni să-l primească sau să facă ceva mai important legat de lucrul acesta. Etapa de ieri a fost între Marghita, Carei, Satu Mare, Baia Mare, 168 de kilometri, o etapă mai plată, să zic așa, după care astăzi, 2 iulie, este o etapă în care cățărătorii, să zicem, vor ieși la rampă între Reghin, Odorhei și Miercurea Ciuc, 140 de kilometri de traseu. Va ajunge și în apropierea noastră, să zicem, traseul Bicaz, Târgu Neamț, Botoșani, pe 3 iulie. Pe 4 iulie Botoșani-Vaslui, un traseu de 189 de kilometri, Vaslui-Tecuș-Galați 188 de kilometri, iar ultima etapă pe 6 iulie Buzău-Urziceni-București. Turul se încheie și anul acesta tot în capitală. Da, am fost întrebat de mai multe ori dacă există români în turul României. Da, există o echipă chiar, bine, sunt vreo 3 echipe românești, dar există o echipă chiar națională. Naționala României, care sunt numai cicliști români. Bine, valoric nu sunt extraordinari. O să o spun sincer, sunt cicliști din Republica Moldova mult mai valoroși decât ceea ce avem noi în țară. Dar sperăm la mai bine, sperăm ca și acest sport să prindă mai mult contur la noi în țară. Avem și, să spunem, o tradiție, dar e greu să faci performanță în ciclist în România, pentru că avem drumuri de așa natură și interesul este foarte, foarte scăzut. Da, bun. Pușcăriabilii din Pașcani au băgat frica în primărie. Primarul a solicitat raportări mai dese privind starea infracțională a orașului nostru. Tot în conferința de presă de care vă spuneam, primarul s-a arătat îngrijorat de ultimele evenimente din municipiul Pașcani. Vorbim aici de agresiuni, de furturi, de trafic de droguri și de trafic de carne vie. E un lucru realist la Pașcani. Mulți or să ridice din nume și o să spună că nu stau lucrurile chiar așa. Ei bine, lucrul acesta este adevărat. Chiar așa este, există consum de droguri la Pașcani, există și trafic de carne vie și nu mai vorbim de agresiuni, bătăi, aproape în fiecare seară, ba mai aseară chiar, dacă nu mă înșel, am auzit niște urlete și țipete și probabil și niște șuturi luate de anumite persoane prin zona Vale, printre blocuri. Da, mă rog. În ședința din 28 iunie, consilierul local a alocat o cotă de carburant pentru poliția locală. De aici a și plecat acest subiect. Câte 250 de litri pentru cele două mașini din dotare, tocmai pentru intensificarea acțiunilor de prevenire și control pe străzile din Pașcani, dar și din cele 5 suburbii. În același context, unii consilieri locali au atras atenția că agenții de poliție trebuie să fie văzuți mai des pe străzile municipiului pentru a preîntâmpina actele de distrugere și de violență. Da, bine, ne-ar trebui, cred că, vreo 5 mașini la poliția locală ca să reușim să combatem cu adevărat acest fenomen din municipiul nostru. Ieri a fost prima probă la BAC.
limba română, Blaga, Argezi sau Barbu, la alegere, subiecte și barem la română, găsiți pe ziarulorizont.info și cele trei subiecte le aveți aici în cadrul articolului. Emoții mari pentru absolvenții claselor a 12-a, dar și pentru părinții și profesori. Pe 1 iulie s-a dat startul probelor scrise la BAC. Vă spuneam și ieri lucrul acesta. Varianta de subiect extras a fost cea cu numărul 7. Marea noutate, să zicem, din acest an o reprezintă faptul că elevii de la profilul real au avut subiecte diferite la limba română față de cei de la profilul umanist. Pentru absolvenții de profil real, la subiectul sau la primul subiect s-a dat un text de George Călinescu, pe baza căruia trebuia să rezolve serie de cerințe, să explice rolul cratimei, etc., etc. Lucruri nu foarte, foarte dificile. La subiectul al doilea mi s-a părut ceva mai deosebit. Au avut de realizat un text argumentativ despre un model de viață sau pe cine și-au ales ei drept model în viață. Majoritatea au scris și despre părinți, bineînțeles, și dar și despre mari sportivi ai țării noastre. Și nu neapărat al țării noastre, cât și din lume. Dar absolvenții de profil uman au primit acum un subiect, un fragment din Accidentul de Mihail Sebastian. Pe baza acestui text, elevii au avut de găsit sinonime și multe, multe alte lucruri, vă dați seama, de această natură. La nivelul județului așa au fost organizate 17 centre de examen și 5 centre sau 5 centre zonale de evaluare. Miercuri se vor da probele obligatorii în funcție de profil, matematică și istorie, iar vineri se va susține proba la alegere, urmând ca rezultatele parțiale să fie afișate pe 8 iulie și cele finale pe 12 iulie. Bun, cam atât ar fi de spus despre prima probă la bacalaureat. Succes în continuare tuturor celor înscriși la acest important examen din viața lor. Zilele orașului și la Târgu Frumos, pe 24, respectiv 25 august, administrația pregătește Zilele orașului Târgu Frumos. O tradiție ce se menține de ani buni. În acest sens, legislativul a hotărât ședința din data de 25 ca evenimentul să se desfășoare perioada 24-25 august în zona Esplanadei din Târgu Frumos. Suma alocată de la bugetul local pentru organizarea acestei sărbători este de 80.000 de lei. Până în prezent nu s-a stabilit încă niciun program de activități, edilul orașului îndemnându-i pe consilier să vină cu propuneri. Pentru început, consilierul Nicola Feodot a propus ca Zilele orașului să aibă loc și alte activități în afară de muzică, mici și bere, cum ar fi un concurs de biciclete pentru elevi sau, mă rog, alte activități culturale. În perioada 13-14 iulie, la Târgu Frumos, în zona bazarului, va fi organizat acel tradițional bâlci al lor. E și acesta o tradiție în zona cu pricina. Da, bun. Au venit și alte subiecte între timp. Ieri a fost potop în Iași. Record istoric de precipitații înregistrat la Iași în intervalul 30 iunie 1 iulie, a plouat într-o zi cât pentru 6 săptămâni. Străzile și parcările de reședință ale orașului s-au transformat în lacuri, scriu cei de la Adevărul de Iași. Continuă să înregistreze adâncimi de 30-40 de centimetri peste 12 ore de la oprirea ploilor. Bine, bănuiesc că de ieri și până astăzi s-au mai liniștit lucrurile și în Iași. Locuitorii mai multor zone din orașul Iași au trăit în prima parte a zilei de 1 iulie momente de panică. Ploile abundente au ajuns la tenții 118 litri pe metru pătrat în 24 de ore, au făcut ca parcări de cartier și străzi centrale ale municipiului să se transforme în lacuri. În intervalul 30 iunie 1 iulie a fost consemnată cea mai mare cantitate de precipitații căzută în municipiul Iași. Da. Bun, cam asta ar fi de spus. Noi mergem la personalitățile zilei. Hermann Hesse, născut pe 2 iulie 1877, scriitor german, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. Luca Caragiale, al doilea fiu al lui Ion Luca Caragiale, născut pe 3 iulie 1893, este trecut ca sărbătorit astăzi pe 2 de către cei de la Wikipedia. Octavian Paller, născut pe 2 iulie 1926, scriitor, jurnalist, editorialist și om politic
român, și Cristian Deaconescu, născut pe 2 iulie 1959, jurist, diplomat și om politic român. Punem punct Pixelului, ne revedem mâine cu alte subiecte din presa pășcăneană, județeană și națională, dar vă invit și diseară la ora de sport, începând cu 19:30.